hotărât de Italia. Căldura. Super Mario cu Pablo Escobar. Eu sunt Fiorella. Cucucea. O să-ți luăm salopeta astăzi. O să mergem să-mi luăm salopeta, Mario. Da, da, salopetă și cheie. Și ce o să faci? A, mergem la parc auto. Să caut Volkswagen parc Golf. Parc auto și îți luăm și eu cămășuță roșie cu o salopetă albastră. Da. Ca la Super Mario, identic. Și luăm și o șapcălie roșie. Roșie, da. Teribil, ești bun și de căutat pisica mea. Dacă mai dispare iar 12 ore. Da, la subțol acolo. Astăzi, cum a făcut aseară. Astăzi vreau neapărat să-l îmbrac în Mario. Cinstea pisicii aproape moarte, care a fost găsită, din cauza căreia am pierdut avionul. Ardea. Am pierdut avionul. Uite Ardea. Unde Ardea, mă? Uite Ardea. Unde ce e la mare? Ardea. Ardea înseamnă mare? Nu, aia e stațiunea de la mare. Asta e stațiunea. Și la Trigoria locuim noi. Trigoria, auzi, merg la Trigoria. Trigoria City. E mai că-mi pare bine că am pierdut avionul și am mers cu Tarom în loc de Wizz. Cel mai frumos din lume. Am dat și de cum îl cheamă, mă? Hagi. Hagi, că mor de ciudă și n-am putut să fac selfie cu el că nevoile fiziologice. Nevoile fiziologice. Nu, mă, că s-a pus centura aia, semnul de centură și omul a zis că facem jos. Și am făcut. Și am făcut jos fiecare pipi în direcții separate și nu ne-am mai găsit. Ia uite, 1.6 Spark Alfa Romeo. Eu zic să-mi iau un Alfa Romeo, Răzvane. Nu e o idee bună. Nu e o idee bună. Ia uite, rău. Uite, gropițe. Clio, gropițe, grupa mare, Persia. Ia uite, accesorii auto. A, da, așa să la noi copilă. Nu e un singur. Mamă, dă și că ăștia se parchează pe autostradă. Asta e autostradă? Nu e autostradă, asta e drumul național. Drumul național de Italia. Roma. Roma. La Roma a venit și Hagi, nu doar noi. Toate drumurile duc la Roma. Pisica a fost găsită. În sertar, chemuită. Iar dânsei îi place tango. Eu uite o cocleală aici. Wow, ce e asta, mă? Cucinii. Cucinii. A, pun perne, mă. Cucinii. 3 lei perna. Hobby Flora. Ia uite, mă, ce-i pe aici. Giulieta. Era scris greșit cucinii. A, da? Da, da. Era un atunci cucinii. Ca la noi. Cucinii. Cucinii. Erau iesi. Lapidii tombe. Ce înseamnă lapidii tombe? Pietre funerare. Da, da, wow, pietre funerare. Uite, lapidii tombe, capele, onoranțe funerare. Onoranțe funerare. Dacă se zice și în română lapidă, nu se zice? Da, lapida, da, cu pietre. Și de lapidare de fonduri. Asta ar trebui să facem și noi. Să ne facem un imperiu. Feramenta. Băi, ce-i pe aici? Iar eu sunt cu totul peste voi, dacă da, are loc un accident, o să ies prin parbriz. O să ies prin parbriz. Ca Superman. X, ca Superman, da. Minunat. Reparațiuni galenice. Hotel Eurom. Fiorele, cum bănesc că ți-e un pic fomică. Îmi este foarte fomică, doamne. Să duc direct la supermarket. Minunat ca să facem. Să spargem bănuțul. Uite-l și pe Moș Crăciun. Moș Crăciun, vai, ce Moș Crăciun amărât. Augurii. Ăsta e cel mai frumos. În Roma n-au pus instalații luminițe, dar vom vedea. Spre orașul meu, sunt Trigoria City. Uite, Trigoria, tocmai am intrat. A intrat în Trigoria. Trigoria. Uite, da. Mamă, e frumos, e super. E un pic de mizerie. Am înțeles. Mentalitate un pic românească, auzi? Asta e. Păi, suntem și noi romani. Noi suntem români. Noi suntem români. Nimic? Nu te faci să cânti, să îți e rușine. Vreau să merg la mâncare. La mâncare? Mă gândesc doar la mâncare. Toată lumea, sunt cam bilingv, am învățat cam toți italienii de pe aici, de pe la Trigoria și română. A, serios? Nu poți să zici nimic, înțeles. Am înțeles. Au învățat italienii. Da, pentru că sunt foarte mulți români și toți au în casă cât un servitor român. Servitor român, dar ce-i mai aici? Nobili? Da, așa se consideră, adică. E loc de nobil pe aici, o pipera de. Toți care au grijă de bătrâni. Aha. Onoranții funebri, păi de-aia. Onoranții funebri, doamne, săraci. Sperăm că mai găsim deschis. Deschis aici. Chile. Supermarket. Hai, Puerino Fava, mă. Hai la Land Rover. Primul, eu prima, acum ne organizăm. Hai că te lasă la. Mersi, mersi, mersi. Mersi,
Așa, să trăiți. Tanti, era o tanti. Nu e nicio problemă. Domenica Aperto. Ah, bun. Ai, ai, ai. Pasa, pasa. Pasa, pasa, a? Pasa, pasa. Pasa, pasa. Uite că pare că se face deschis. Eu suntem pe contrasens, însă, na. Noi ai, 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 ai. Lasă, parcăm și noi în fața lui ăsta. Sau uite după ăla. Poate hai că ne lasă, să... că... Aici... Dar nu știu că aveți loc amândoi. Ori cineva, ori el. Na, o să mă duc tot teribil. Teribil. Italia e surprinzătoare. Cu haos. Te să zici, plecmatic sună, să arăți Andrei. Se ceartă non-stop între ei. Da. Și ce zic? Cazzo, cazzo, cazzo. Tot timpul zic cazzo? Da, da. Asta le place lor? Îmi place extrem că se ceartă non-stop. Pericolo di morte. Mamă, mamă, unde am ajuns? Trigoria City. Trigoria City, asta e un fel de voluntar city. Așa un se uite cu plasele, tanti, ăștia sunt îngrijitorii. Da, da, par a fi. Ia uite, tomberoane răsturnate. Mamă, mamă. Băi, asta intră în crac Italia. Mai știi? Vin? Vine Trump să ne salveze pe toți. Mântuitorul. Dar toată lumea vorbește în asta. După asta? Unde zici? După buza aici. Teribil. Nu e postic. Da. Ba da. Avion pierdut și am ajuns la Trigoria City. E de handy. Ah, n-avem. Îmi târâi un picior eu. Nu mă deranjează să târâi piciorul. Te-l pe ăsta cum arată. Wow. O să hobo. Zici că nu-i hobo, mă, zici că e țigan de vin de fier. Păi este. A, da? Fix de la arată. Hobo. S-au mutat toți aici. Păi normal. Au invadat. Trigoria City, greu cu parcarea la Trigoria City, dar vreau să arăt un pic și ce e în supermarket. Să stăm la o codiță. O codiță mare. Păi după câte mașini se prefigurează la parcare. Vai de noi. E, răbdare, răbdare. Ai, 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 ai. Trigoria City, mașinache, noroc are senzori. Dar și fără te-ai fi descurcat. Te-ai obișnuit cu asta, nu? Da, nu mai da, ai nicio treabă. Și acum să ies la Trigoria City. Băi, nu mai iau haina, e prea cald. Păi e cald! 16 grade, 17 grade. Primăvara aici. Bun. Stăm în 3 decembrie. Nici pomii n-au... Hai să facem două cumpărături, adică ca să ne aruncăm între ele, cum eu fac în mod constant. Le cumpăr și pe care le-am luat. Da, e mai inteligent așa. Să rămână proaspete. Da, ia dăm și mie, hai că chestiune administrative. Da. Cum facem cumpărătura? Ce am? Ce am făcut? Trapa. Trapa. Ah. Trapa, uitam trapa deschisă. Oi trapă. Dă-te. Da, mă, ce am făcut? Să pun și dar oare nu se s-o închide automat când închizi din cheia? Auzi, mă, nu se închide automat de la cheie. Nasol. Trigoria. Trigoria. Ce-o fi pe aici? Ce-o fi pe aici? Ia uite, am murdărit și ăsta, avion pierdut, am ajuns la Trigoria. Cu tarom. Nume cu plase, ca duminica. Nu știu ce să zic. Îl operez la articulație. Băi, eu am o problemă pe nas aici, uite aici, pe nas am o problemă. Băi, se operează tot, tac, tac, tac. N-are țigări la dânsul. N-are. Nu, vă zicea el acum, n-am țigări la mine, zicea. Am crezut că i-ai cerut. Ei, am cerut, am și eu. Ce? Pot să fac bișniță pe aici cu ele. Elite supermercati. Super. Nu mai e coșuleț? Hai să găsim un coșuleț. Într-un fel sau altul. Ia uite, o balanță veche. Antică. Zici că e din vestigiile mele comuniste. Super. Da. Unde, unde? Unde, unde? A găsit? A găsit cu mătra? Super, panetone. Aș nu mai pot să mă concentrez. Trigoria. Supermercato. Și omul de vindea fier vechi și uitase țigările acasă. Viva Italia!